proiectul Modernizare, Eficientizare, Extinderea Sistemului de Iluminat Public și Reabilitarea Instalațiilor Electrice din municipiul Slatina înseamnă în primul rând o reducere importantă a cantității de electricitate utilizate pentru iluminatul stradal. De asemenea, cu ajutorul fondurilor europene, municipalitatea va reuși nu doar să modernizeze rețelele vechi, ci și să le extindă în zone în care s-a construit în ultimii ani și nu există rețea electrică stradală. Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructura sistemului de iluminat public al municipiului Slatina, concomitent cu reducerea emisiilor de carbon. Obiectivele specifice: reducerea consumului anual de energie primară cu 392,2 kWh pe an și scăderea anuală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră, adică dioxidul de carbon, cu 52,12%. Noul sistem permite reglarea intensității fiecărei lămpi în parte. Astfel, la ore târzii din noapte sau spre dimineață, când nu circulă nimeni pe stradă, se va putea reduce intensitatea luminii. La ora 4 dimineața putem să reducem consumul acelui corp de iluminat cu 50%. Asta nu înseamnă că și fluxul luminos se va reduce cu 50%. Și fiecare corp va fi acționat separat. Știm exact fiecare lampă când este defectă, fiecare lampă are GPS, adică în cazul în care dispare una, o găsim fără probleme. În total, 16,5 km de rețea de iluminat stradal vor beneficia de modernizare sau extindere prin intermediul proiectului finanțat în cadrul programului operațional regional. Străzile vizate sunt Artileriei, Tunari, Unirii, Victoriei, Bulevardul Aicuza, Cireașov, Cornișei, Ecaterina Teodoroiu, Izvorului, Libertății, Pitești, inclusiv Piteștiul Vechi, Primăverii, 13 decembrie, Ionașcu, Măgurii, Mihail Cogălnicianu, Nordului, Ogrăzii, Oituz, Oltului, Poienii, Popa Șapcă, Profesor Mese Andreian, Abatorului, Ștrandului, Strehareți, Tudor Vladimirescu, Ulmului, Vadului, Varianta Oituz, Câmpul, Canal Sopot, Capitan Aldescu, Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Caracostea, George Poboran, Grădiște. Termenul asumat de municipalitate pentru finalizarea lucrărilor este septembrie 2022.